Salutare tuturor! Bine ați venit la Știri la Mileu! Bă, Mileu! Mă rog, desigur, cum să nu? Eu sunt Mi, iar eu sunt Țapul. Și avem un invitat special astăzi alături de noi. Este vorba de domnul, vă rog frumos, prezentați-vă. Daniel Cecu. Exact. Campion Mortal Kombat. Daniel aici de față este campionul nostru pe Mortal Kombat. Acum, Daniel, spune-ne ceva despre tine. Ce concurs ai participat? Eu mă joc Mortal Kombat. De obicei particip la concursurile băieților de la Battlefront. Ei sunt cei care organizează foarte multe concursuri în mai multe evenimente, cum ar fi Nijicon, Otaku, au chiar și evenimentul lor dată anul pe an. Și acolo sunt foarte multe fighting games, pentru care și Mortal Kombat, și de ce particip acolo, plus ce ne mai întâlnim pe acasă și mai jucăm Sandbox. Doar Mortal Kombat? Nu, jucăm mai multe jocuri. Mortal Kombat e unul din ele, mai jucăm și Dead or Alive, și Soul Calibur, Killer Instinct, un pic de Street Fighter. Ei joacă Tekken, nu care îmi place. De cât timp particip la concursuri? Păi, stau să mă gândesc. Eu înainte jucam Shooter, eram în turnament dependent. Și introducerea Fighting Games am făcut-o cu Soul Calibur 3. Un prieten de la locul de muncă mi-a arătat consola, n-aveam consola, eram PC Master Race. Așa. Pistel Pro. Mi-a arătat un PS3 de la acela FAT care suporta jocul de PS2 și juca Soul Calibur 3. Acolo am văzut că frumoase jocurile astea și am început să joc, deci asta a fost cam acum, cred că 7 ani de zile, cam așa. Și am început cu Soul Calibur 3 și am jucat Soul Calibur 3 până am rupt controllerul, după acolo Soul Calibur 4 am rămas cu el și jucam numai asta, adică atâta știa să fac. A apărut Mortal Kombat 9, a apărut de demo pe PS3 și până atunci îi cunoscuse de băieții de la Battlecon la un Otaku în care era un concurs de Soul Calibur. Și am jucat demo de Mortal Kombat 9 și mai e cam frumos jocul ăsta. Parcă merge așa un pic. Ne-a prins pe toți microbul, ca să spun așa. După aia am aflat că NetherRealms parcă a organizat cu Warner Bros. Lansarea aia care a fost internațională în multe țări. Și am fost și noi acolo. Ce să facem? Eu jucam cu Johnny Cage, că fie așa jucam de Mortal Kombat de pacea mie. Și am câștigat acolo, cumva. Nu știu, într-o greșeală, ca să zic așa. M-au trimis în Anglia, am văzut cum e acolo. A fost experiența destul de interesantă. Erau mulți jucători care aia făceau toată viața și știau ce fac, jucau de mulți ani. Când am ajuns acolo, am aflat fix pe scenă înainte să joc că Johnny Cage era banat. Era un bug versiunea așa. Și... Și mai am de la capăt, așa repede, am de spate, dacă tot am venit până acolo, am luat pe Sub Zero și am jucat cât am putut. Când m-au bătut niște băieți acolo, n-au apucat să iau la unul de la locul 3. În schimb, ce a fost distractivul băiatul din Belgia, care este din Belgia, tot și cu Johnny Cage juca și nici el nu știa. Și el a făcut că era cu controlul română, s-a dus. Era faptul aia la interviu. Ce mai faci cu ce? Cum a fost drumul? Perfect, am intrat să câștig, nu știu ce. Și cu cine joci? Cu Johnny Cage. A, păi n-ai voie cu Johnny Cage. Cum? Table flip pe scenă acolo. N-am voie cu Johnny Cage. Am aruncat pe alea, a făcut scandal. Și după aceea, când m-am întors în țară, am rămas în Mortal Kombat 9 și Soul Calibur, ce mai jucam cu băieții și am tot participat la concursul. La fiecare țară dată în concurs. Și unde joci mai bine? În Anglia sau în România? Acasă. Acasă. Bun, hai să-i dăm un pic de atenție și lui Mic, pentru că dacă nu băgăm în seamă, se închide. Câte trupe cântă în seara asta? Da, dacă stau să mă denunțez... Scuze. Se taie. Stai. Unde l-ați găsit? Obișnuiai să bați copii în curtea școlii când erai mic? Nu. Pot să spun că n-am avut niciodată în viața mea cu nimeni. Cu nimeni? Cumva, toți aia mari și cu cea fabuloasă îi băteau cu toți prietenii mei și mă lăsau în pace. Că eram acolo și... Guys, mai sunt și eu pe aici. Și toți erau bătuți și eu rămâneam singur în curtea școlii. Și deci, prin Mortal Kombat îți descarci această chestie, că nu prea te-ai bătut, dar nu vieții și... Da, să-mi umplu golul din viață. Să-mi umpli golul din... Am înțeles. Foarte interesant. Chestii în exclusivitate, chiar în acest moment. Următoarea întrebare... Șocurile din zona absolut. Nicio legătură cu violența. Mi... Ai prietă? Extraordinar. De câți ani?
De anul trecut. De anul trecut, mulți înainte, mulți înainte să fiți fericiți împreună, Casă de Piatră. Ok, și acum eu o să încerc să îmi iau cât mai puțină bătaie de la Daniel aici de față, jucând Mortal Kombat. Ok. Lucru pe care, cum să-l zic, nu cred că se va întâmpla. Two player, haide! Ce se poate întâmpla? Aha. Ai ales prost. Nu, nu, joacă, scuze. Câteodată nu apreciez tot ce fac pentru tine. Nu e momentul... Hai. Și acum... Atât! Ia uite ce mișcări avem! Deja ai început prost, în loc să faci o mișcare, te-ai început să vorbești. Faci mișcă, vă uitam în campate. Nu am putut să lovesc ăla. Dublu turup cu triplu turup? Săritură pe ax. Mă deranjezi, mi. Uite ce se întâmplă când vorbești. Vezi? Oameni eu își aici doar să comentez. Oameni sunt răniți, mi. Uite ce se întâmplă. Pierdem vieți când vorbești tu. Vezi că ai o carie. Auci. Nu poți stai mult prea sigur. Ce o să faci? O să leșim? Mai știi. Au, 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 au! Am putea spune că mi-a dat la ficați. Penibil. Tu te-ai mai jucat sau cum? Da, cred că s-a mai jucat înainte, nu? A, da, că ai zis ceva cu Anglia, că... Și a făcut, a făcut meditații de Mortal Kombat acolo. Nu puteam auzi că vorbeai tu prea mult! Ei, hai! Te vezi, de asta nu prea vine invitața mea în emisiune, că ne certă mereu. Gata, gata, Mii, vorbim acasă. Poți să-ți mai pun niște întrebări din moment ce, că oricum, să fii serios, joci cu țapa. Era mai bine decât să fii jucat cu tine. Te rog frumos. Tu nici măcar nu știi să porni joc. Este adevărat că mâncarea ta preferată este omleta pentru că îți place să bați ouăle? Asta nu m-am gândit niciodată în sensul ăsta, dar da, mănânc omletă. Îți place omleta, nu? Da. Și vreau spun că tu ești omul cel care, cu legume, un om sănătos. Vrei? Bun. Acum că am jucat un joc de Mortal Kombat X sau 10, depinde cum prefer să-l numeri, old school sau new school, ai mai jucat, ai mai apucat de când s-a lansat să joci MKX? Am jucat mai mult în practice, dar am jucat și story mode și un pic online. Am văzut cam tot ce a pus nou în joc față de celălalt. Dar chiar, cum ți se pare față de Mortal Kombat nou? Pot să zic că... Cei de la NetherRealms au început în sfârșit să învețe să facă jocuri de fighting. Au scăpat de foarte multe bug-uri pe care le aveau în Mortal Kombat 9 și Injustice. Erau multe probleme, mai ales la input, apăsai jos pătrat, îți ia sus pătrat. Jocul mergea foarte prost, erau arene care mergeau în trepte și nu puteai să joci bine pe ele. Un bug, eu mereu nu luam bătaie. Nu știu, e pe bună, intram în joc când nu luam bătaie, știi? That's not a bug, that's a feature. Continuă tu. În schimb, mai au... Așa, repede câte la greșeli, de exemplu, în meniuri acolo la mișcări au pus și prim data care e greșit, normal. Mm. Așa a fost și în Injustice, nu s-au învățat de acolo, au făcut la fel de greșit și aici. În schimb, au luat mai multe elemente din alte jocuri, cum ar fi Street Fighter, au scos schemele invincibile pe Wake Up, acum poți să fii lovit din ele, la fel și săriturile sunt mai floaty, mai încete, e foarte diferit. Jocul față de mult acum nou, pot să zic că nu m-a ajutat mai deloc experiența pe care am avut-o nouă ca să joc jocul ăsta. Eu ce să mai zic de la Mortal Kombat 4? Așa, ia să vedem. Uite, pentru început, ca să știți și voi, e bine să-ți alegi un personaj cu care știi să joci. Și tu cu care știi să joci, mi? Eu? Păi, uite, ăsta cu... ăsta cu... pe unul. Hai, taci că deja mă puțin să știi. Bun. Daniel, eu între timp o să mai pun niște întrebări serioase, nu ca alții. Gata, așa. Ce să facă? Ai văzut că jocul are microtransacții? Da. Între care și Goro.
cum ți se par microtransacțiile astea de jocuri în jocuri fighting-ul? E cu dus și întors întrebarea asta, ca să spun așa. În primul rând e bine pentru că o mare parte din oamenii care joacă jocul ăsta joacă single player, pentru poveste, pentru personaje, pentru skin-uri, chestii de genul ăsta. În schimb, microtransacțiile afectează destul de mult scena de turnee, pentru că ca să poți să joci la turneu cu un personaj trebuie să fie alocat și dacă băieții care organizează turneul nu au alea plătite, tu nu poți să faci nimic. Este destul de problematic. Mai plățirea asta și la mod acum nou, vezi niște băieți care jucau foarte bine cu Scarlet și pe consolă nu era personajul de blocat. Apropo de... Ești ok? Nu, 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 e ok, e ok. Cineva să-i aducă Diaz de Famă, vă rog. Ok. Apropo de storyline, ai terminat modul de story? Mai am un pic. M-am apucat... Funcționează foarte bine ce face el, să știi, pentru că mă... Îți distrage atât. Îmi dă cu mucusul! Da, am fost să joc, că asta mai mult un practice să văd cum funcționează sistemul și ce modificări au făcut cu Mortal Kombat. Am jucat un pic, dar este foarte bine făcut. Are și quick time events, deci pot să zic că... E destul de... de ok, pe bune, ce ai cu mine, frate? Sunt cam 5 sau 6 ore de joc. Văd că joci foarte mult cu Johnny Cage. De ce? Ce ți-a plăcut? Fii atent că-l bat, fii atent că... Mă rog, îl băca. Îmi place foarte mult Johnny Cage. De ce te ții de bine? De când am dat acum cu unul, nu am avut nicio legătură cu, cu personalitatea lui Cocky sau ceva de genul ăsta. Și mai mult după aceea că lăsa umbre în urmă, când eram mic, jucam mult acum. Da. Era picioare și avea umbrele alea, nu știu, eu în chestia asta și am rămas marcat, ca să zic așa, de atunci și a rămas pe așa preferat. Dar nu are nicio lucrură cu faptul că e super ego și macho, nenumetat pe pierd, poate de genul ăsta. Și s-a rămas să vedeți că ți-a plăcut, are vreo legătură cu mișcările lui sau Nu, în jocul ăsta, de exemplu, e un personaj care nu e chiar așa de bun față de celelalte, dar am rămas cu el de plăcere. Probabil dacă câștigam pâinea din turnee Mortal Kombat, aș fi schimbat personajul. Hai, zic tu! Mii nu mai vorbi urât. Ok. Mii, dacă nu știi să te joci frumos cu ceilalți... Da, dar nu e vorba că nu, dar el mă bate! Mii. El s-a dat la mine! Ia uite! A! Hai, Mii, hai că ai zis că poți! Exact. Știi care e faza? E puțin diferit de Mortal Kombat 4. N-ai jucat Mortal Kombat 4. Ba da. N-ai jucat. Ba da. Ela, când ești prințul și trebuie să salvezi prințesa. Povestește-ne un pic despre scena de e-sports de la noi. Ce... Cât de dezvoltată e, cum poți să ajungi să fii acolo și ce presupune? Pentru fighting games e foarte la început. Ce se joacă foarte mult la noi, în ce am observat, sunt celelalte jocuri, cum ar fi Counter-Strike, League of Legends, Dota... Ce joci tu? Foarte mulți oameni care joacă asta, se vede cel puțin la Dreamhack-uri, nu știu dacă... Probabil că ați văzut că la Dreamhack sunt 90% oameni la LoL și la Dota și la acolo și pe Counter-Strike și într-un colț vreo 5-6 oameni cu niște console care joacă acolo. Se schimbă în bine. Băieții de la Battlecon, de care tot menționez, au făcut eforturi în asta să promoveze scena de fighting, să facă concursuri cât mai multe, cât mai bine și acum au reușit să adune și nici mai mulți sponsori, ceea ce înseamnă mai prea mai bune și automat și oameni care vin mai interesați la început să vadă cum e, din care o parte rămân după aia de plăcere. Na. La fel că orice primatorii pentru premia a doua de plăcere. Da, la fel cum a fost și jocul nostru. Există în țările mai dezvoltate, în SUA, în Corea de Sud, nu de Nord, ar fi fost amuzat în Corea de Nord, scene de e-sports foarte bine dezvoltate, în care efectiv jucătorii asta fac și își câștigă existență. Crezi că se poate așa ceva la noi, acum sau în viitor?
orice e posibil, eu personal mi-ar plăcea să se întâmple asta și la noi. Este foarte greu pentru că necesită foarte mult timp dedicat jocului și dacă vrei să mergi pe care asta, în principiu trebuie să te susții și financiar. Cei băieți care joc fac asta în afară, de exemplu, au în California Weekly Tournament la Injustice și la Mortal Kombat, cu premii cam între 500 și 1000 de dolari pentru locul întâi. O gălăgie de bani. Nu mai copia replicile mii. După aceea vine și Evolution, evenimentul internațional anual, în care se joacă toate jocurile de fighting de cei mai buni jucători și acolo sunt primi destul de la până la 10.000 de dolari, ceva de genul ăsta. Plus pot bonuses, gen vine un sponsor și zice cine câștigă mai dă eu 3.000 de dolari, așa. De la mine pentru tine! De la Razer să-și facă reclamă, de la Razer sau de la Mad Cats cu Fighting State, o chestie de genul. Deci oamenii aia se joacă și fac atâția bani și noi filmăm săptămâna și... De ce zic că e complicat? Mă uit de obicei la jucători care joacă așa, pentru că ei se antrenează cam 7-8 ore pe zi, cum mă duc eu la servici. El se trezește și se joacă. Și era Perfect Legend care juca cu Kung Lao la Mortal Kombat 9. A fost invitat la un turnament Fatal Eight, s-a numit, pentru Mortal Kombat X. A fost o promovare de la NetherRealms. Și cei mai buni jucători care nu erau, n-au testat jocul, că sunt unii care nu și-au testat jocul, au fost invitați să joace la un turnul ăsta de promovare. Și premiul a fost 7500 de dolari. Și vorbea băiatul ăsta, Perfect Legend, și zicea că la Kung Lao avea un combo la colț în care dacă îl lovea, după aceea dacă trebuie totuși cu un picior și era foarte greu să-l prinzi, pentru că trebuie să apeși butoanele într-o foarte mică casă de film. Doar 5 degete pe mână. Și a spus asta, da, s-a sculat dimineața la 8 și până seara la 6, aia a făcut în practic, s-a dat numai cu 6 ore, și 8 ore. Și mai ce chestii de genul ăsta. O să spun că contează. Eu, de cei când particip la turnee, mi se mai întâmplă, gen în ultimul meci, în ultima rundă, stau amândoi la un pic de viață, eu îi prind lovitură, zic gata, acum dacă nu ratez combo-ul ăsta, am câștigat. Îl ratez, îmi iau bătaie, plec acasă, asta e, să mă vezi minte. N-a fost cazul astăzi. Și da, e că necesită foarte multă implicare, ca să spun așa. Tocmai de asta nu văd de ce ar promova asta la noi fără un sponsor foarte bun care să... Am înțeles. Întrețină. Ai vorbit un pic despre antrenament. Tu cât te antrenezi? Ai un regim zilnic? O să zic că nu mi-a plăcut niciodată să stau în training mode să dau cum dă omul ăla două scheme, trei ore, pentru că nu plictisesc foarte repede. Da, cam cum îi place lui Mii să-și repete replicile, știi. De obicei mă joc cu calculatorul sau pe story sau cu prietenii ce mai acum. Când vin de la servici, cam o oră ce mai acum până vine soția acasă. Așa. După aia nu mai ai voie sau... Ține foarte mult la dumneavoastră, e ok. E un singur televizor și nu poate, se poate și consola și televizorul, e complicat. Am înțeles. Okay. După aceea mai apuc și un pic, poate, noaptea. După ce se culcă soția, da, poate... Așa ne mergem la culcare amândoi, după aia prind consola un pic, o oră, două... Învățați! Și mă mai întâlnesc așa. Știi că s-ar putea să te audă. Da, am păstat mai de ce se mai întâmplă, pentru că Doamne tun, mă joc, apăs, te aud tastele când apeși pe ele, așa, se întâmplă tot felul de urlete, de nu se trezește, după aia când închid consola, e totul liniște, se trezește, e 3 noapte, iar te-ai culcat. O, cam! Te-am simțit! O ultimă întrebare, tu ca ce lucrezi? Sunt programator la Ubisoft. Jocuri, am făcut foarte multe bucăți din Assassin's Creed, de la Brotherhood, Revelations, AC3, Black Flag, și a fost luat în multiple. Solitaire ceva? Eu să fac. Solitaire n-am. Da, lui îi place mult să se joace solitaire. Da, merge în metro acolo. Da, metro! Da, de ce nu? Joc oriunde, pe pudă, în metro. Dacă ar fi să-i dai o notă jocului, ce notă i-ai da? Pe overall, ca să spun așa, un 8. Doar pentru partea de online, care este, încă, din păcate, sub standard. N-au învățat încă să fac un metro ca lumea și încă mai sunt probleme, merge foarte prost. Se deconectează jocul, chestii de genul ăsta. În altă de altă parte, eu mai joc și Killer Instinct pe Xbox și oamenii au luat codul de jucător de la Street Fighter. Era la acela free, open source și merge perfect. Adică în toate jocurile pe care am jucat online, ca și cum aș fi jucat cu voi
n-am simțit absolut niciun lag și nici măcar nu știu de unde era unea, pentru că e din gamele, dar lasă că habar n-am. În schimb, la Mortal Kombat, din 10 meciuri, cred că cel puțin 6 au avut lag și se simțea pe cea de și ieșea după un timp. A fost aceeași problemă la Mortal Kombat 9, a fost groaznic, la Injustice puțin mai bine, aici ieri puțin mai bine, dar nu suficient, ca să spun așa. Din fericire, eu nu mă baiez prea mult partea online, un joc cu prietenii offline, deci nu mă deranjează. În rest, este excelent jocul, nu mai are bug-uri, e totul foarte bine finisat, foarte bine făcut. Tot ce mai lăsește este antrenament. Da. Mersi mult, Daniel! Chiar mi-a făcut o mare plăcere și mie mi s-a părut foarte interesant să-mi iau și bătaia la un joc, pentru că sunt obișnuit să îi dau lui rundă după rundă, așa. Adică cineva trebuia să mai pierd și eu din când în când, nu? Noi am fost Daniel! Și... Ami. Și am fost Țapu. Și ați urmărit știri la... Ami. Trebuie să mai lucrăm la timing, e ok? E nou, de-abia l-am luat. E nou, de-abia l-am luat. Oricum... Știri la Mileu!